Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru sâmbătă, 24 aprilie. Hai să vedem pentru această zi de sâmbătă în care Mercur, planeta comunicării, se întâlnește cu octava sa superioară, cu Uranus, planeta care ne aduce doar lucruri neașteptate, originale, interesante, chiar poate puțin excentrice în viața noastră, să vedem ce ne rezervă energiile zilei pe partea de dragoste, pe partea de sănătate și pentru afaceri, bani și carieră. Wow, foarte interesant. Hai să le luăm pe rând. În primul rând, pe partea de dragoste, conjuncția aceasta dintre Mercur și Uranus, dintre planeta comunicării, a gândurilor noastre și planeta care ne aduce lucruri neașteptate, originale și ciudate în viața noastră, astăzi ne-a scos această energie de nouă de săbii, de nouă de voci. Aici e posibil ca o parte dintre voi să suferiți de insomnie, să aveți niște gânduri negative, să vedeți doar posibilele probleme din relația voastră, să vă canalizați prea mult energia asupra lucrurilor care n-au ieșit așa cum v-ați dorit voi și să intrați așa într-o spirală descendentă. Cu nouăle de voci și cu conjuncția dintre Mercur și Uranus, astăzi este important să fiți atenți la lucrurile pe care le auziți, să fiți foarte atenți la lucrurile pe care oamenii din jurul vostru le spun și le fac, dar în același timp e foarte important să nu vă lăsați consumați de aceste lucruri. Pentru că aici există un foarte, foarte mare risc ca voi să exagerați lucrurile și să vi se pară că lucrurile sunt mai nasoale decât sunt ele în realitate. Tind să zic că e doar energia zilei, e doar această conjuncție dintre Mercur și Uranus care vă îngrijorează, care vă dă bătăi de cap și care vă creează insomnii, iar soluția este foarte simplă. Vedeți, este chiar aici în această carte. Odihniți-vă, e weekend deja, profitați de aceste zile ca să aveți grijă de voi înșivă, de nevoile voastre. Asigurați-vă că voi sunteți capabili să vă acordați singuri ceea ce aveți nevoie ca să vă simțiți împliniți, ca să vă simțiți echilibrați, ca să vă simțiți fericiți. Pentru că dacă voi căutați fericirea, împlinirea, bucuria să vină tot timpul de la celălalt, de la partenerul, de la partenera voastră, de la persoana de lângă voi, acesta nu este un lucru sănătos. Este un comportament toxic care nu are cum să fie sustenabil pe termen lung. Trebuie în primul rând să găsiți această fericire, acest echilibru, această armonie și această bucurie în voi înșivă. Și atunci când sunteți echilibrați cu voi înșivă, când sunteți capabili să vă dăruiți singuri lucrurile de care aveți nevoie ca să vă simțiți stabili, echilibrați, împliniți, fericiți, atunci o să puteți să fiți și voi un partener bun pentru persoana de lângă voi și atunci și persoana de lângă voi o să vă oglindească aceleași lucruri. Aici cu nouăle de voci, mesajul este clar, Mercur și Uranus, Mercur și octava sa superioară vă îndeamnă să vă canalizați asupra voastră, să faceți această muncă interioară care este absolut necesară ca voi să deveniți partenerul sau partenera ideală pentru persoana de lângă voi. Sau dacă nu aveți pe cineva în viața voastră, ca voi să deveniți partenerul sau partenera ideală pentru persoana pe care vreți să o atrageți în viața voastră. Pe partea de sănătate avem aici optul de monede, optul de materiale. O carte care ne vorbește iarăși despre nevoia de a depune efort constant zi de zi. Văd că aici pe partea de sănătate este a cincea zi în care cărțile sub diferite forme vă transmit în esență același lucru. Sunteți pe traiectoria corectă, sunteți pe traseul bun pentru sănătatea voastră, pentru viața voastră, pentru a obține longevitate, dar aici nu e vorba de o alee, ci e vorba de o autostradă pe care trebuie să o parcurgeți. Aici nu e vorba de un
sprint, e vorba de un maraton. Și pentru că suntem deja în weekend, pentru că vorbim de ziua de sâmbătă, optul de monede vă îndeamnă ca în această zi, în care majoritatea dintre noi au liber, nu merg la serviciu, să dedicați mai mult timp, mai mult efort aici pe partea de sănătate. Să faceți mai mult decât într-o zi normală din timpul săptămânii. Și dacă vorbim de o dietă sau de o schimbare în stil de viață, profitați de această zi pentru că este momentul ideal ca să vă planificați ce trebuie să faceți în săptămâna următoare. Să vă gătiți toate mesele pentru săptămâna următoare, să faceți ceva anticipat astfel încât în decursul săptămânii următoare lucrurile să fie deja pregătite pentru voi și să vă fie mai ușor să vă mențineți pe acest traseu, pe această traiectorie, în acest tratament. Și aici, pentru o parte dintre voi, astăzi va trebui să cumpărați anumite lucruri sau să faceți anumite lucruri, să gătiți anumite lucruri, să aruncați din casă anumite lucruri, nu știu ce trebuie să faceți, dar orice trebuie să faceți aici ca să vă planificați pentru succes în săptămâna următoare, faceți acest lucru astăzi. Pe partea de afaceri, carieră, bani, situație financiară, avem aici Cavalerul de Monede. E o carte foarte frumoasă pe partea de bani, care ne vorbește despre foarte multă stabilitate, care este posibil să o obțineți mai devreme decât vă așteptați. Singura condiție din spatele acestei cărți ca să obțineți abundența, stabilitatea financiară pe care vă doriți, este să demonstrați că sunteți serioși, să demonstrați seriozitate, să demonstrați că sunteți dispuși să depuneți efortul necesar pentru a obține această stabilitate materială financiară. Cavalerul de monede este un cavaler care are foarte mult potențial, poate să câștige foarte mulți bani, poate să fie foarte stabil din punct de vedere financiar, dar trebuie să tragă tare pentru a obține aceste lucruri. El încă nu este la nivelul de regină sau de rege de monede, dar se află pe traiectoria corectă pentru a ajunge acolo, dacă e dispus să depună efortul necesar. Prin urmare, mesajul pentru această zi este că țelurile voastre financiare sunt posibile, sunt realizabile, nu sunt niște vise fără nicio fundație reală, materială. Puteți să obțineți salariul pe care vi-l doriți, puteți să obțineți casa, mașina pe care vă doriți, puteți să mergeți în concediile pe care vi le doriți. Întrebarea este, sunteți dispuși să depuneți efortul necesar ca să obțineți aceste lucruri? Dacă da, foarte bine. Dacă nu, recalibrați-vă țelurile și dorințele. Aici, cu cavalerul de monede, n-o să câștigați la loto. Lucrurile n-o să vă cadă din cer. N-o să obțineți acea moștenire care să vă salveze, să vă scoată din datorii și să vă facă multimilionari. Aici, cu cavalerul de monede, o să obțineți stabilitatea financiară prin forțele proprii, prin muncă proprie. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru această zi de sâmbătă, să vedem ce carte o să iasă pentru această zi, pentru toată lumea. Ok, au sărit cam multe și o să păstrez doar pe ultima carte care a sărit. Hai să vedem. Mesajul este următorul. Îmi ofer iubire necondiționată. Simt cum inima mi se deschide și știu că în ea este loc pentru mine. Un mesaj foarte frumos care ne vorbește exact de ce vă spuneam la început cu acest nouă de voci. În primul rând, trebuie să fiți voi mulțumiți cu voi înșivă. Trebuie să fiți fericiți și împliniți pe cont propriu înainte ca să puteți să intrați într-o relație sănătoasă. Dacă sunteți deja într-o relație de lungă durată și lucrurile nu sunt exact așa cum v-ați dori, aici uitați-vă în primul rând asupra voastră, la lucrurile pe care puteți să le îmbunătățiți la voi înșivă și de-abia apoi la partenerul sau partenera voastră.
La fel și pe partea de sănătate. Trebuie să vă iubiți necondiționat ca să depuneți tot acest efort pentru a obține o stare de sănătate mai bună. La fel și pe partea de afaceri, de bani, de carieră. Trebuie să vă iubiți necondiționat ca să depuneți tot acest efort pentru a obține lucrurile care vă aduc împlinire și fericire. Lucrați asupra acestei iubiri necondiționate față de voi înșivă, în primul rând, și o să vedeți că o să vă urmeze și succesul în toate domeniile de viață. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!